Chișinăul va găzdui pe 17 octombrie cea de-a patra reuniune a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova, inițiată de către oficialii de la București, Berlin și Paris în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Potrivit prim-ministrului Dorin Recean, la summit sunt așteptați oficiali din peste 30 de țări și reprezentanți ai organizațiilor internaționale. Această platformă a fost inițiată de către prietenii noștri pentru a aduna toate țările din Uniunea Europeană, dar și din afara ei, care sunt prieteni Republicii Moldova și care au simțit că vor să ne sprijine în contextul crizei generate de războiul Rusiei în Ucraina. Vom analiza care sunt necesitățile de sprijin pentru Republica Moldova. În cadrul acestei reuniuni vor fi puse în dezbatere mai multe fonduri privind dezvoltarea infrastructurii și tranziția energetică, independența energetică și ajustarea la schimbările de mediu. La reuniunile anterioare de la Berlin, de la București și la Paris, după cum cunoaștem, dar vreau să reamintesc, Republica Moldova a primit sprijin, inclusiv pentru compensarea cheltuielilor în factură, pentru ca să putem să ajutăm agricultorii noștri cu motorină gratis. În acest an, guvernul va discuta împreună cu, cum am spus, cei peste 30 de țări și organizații internaționale, sprijinul care este necesar atât pentru acoperirea cheltuielilor bugetare legate de salarii, pensii și așa mai departe, pentru suportul în continuare a pătrurilor vulnerabile ale societății. Prima ediție a conferinței ministeriale a platformei a avut loc în Germania, la Berlin, în aprilie trecut. În cadrul conferințelor, partenerii de dezvoltare au anunțat angajamente financiare și umanitare pentru Republica Moldova în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de euro, care urmează să fie alocate și valorificate în următorii ani.